La acest sfârșit de săptămână se vor disputa noi etape în ligile 4 și 5 de fotbal din județul Hunedoara. În runda a 5-a din Liga a 4-a, liderul neînvins de până atunci, Victoria Călan, a cedat acasă scor 0-2 în fața altei echipe de pe podium, Retezatul Hațeg, și a coborât pe locul secund, pe prima poziție, urcând CSM Vulcan, care a trecut acasă cu 7-2 de CS2 Hunedoara. Celelalte rezultate înregistrate fiind Inter Petrila Gloria Giurgiu 3-1, Șoimul Băița CSM2 Deva 6-1 și Minerul Urican Dacia Urăștie 0-1. În etapa a 6-a, derbiul rundei va fi cel dintre Gloria Giurgiu și Victoria Călan. Da, într-adevăr, am avut iarăși un weekend plin de meciuri. Ne-am bucurat că am reușit să reluăm competiția și la juniorii U9 după 2 ani de zile. La nivel de Liga 4, așa după cum ați văzut, gazdele general s-au impus. A fost o victorie a oaspeților a Retezatului Hațeg la Victoria Călan. Victoria Călan care a fost revelația campionatului până acum. O să vedem ce evoluție vor avea în continuare. Îi așteaptă un meci destul de greu la Gloria Giurgiu. Etapa a 6-a se va disputa sâmbătă, 9 octombrie, începând cu ora 11 și mai programează un meci ce se anunță a fi echilibrat, cel dintre Dacia Urăștie și CSM Vulcan. Altul, Retezatul Hațeg Minerul Uricani, în care gazdele sunt cotate cu prima șansă, iar în jocurile CSM2 Deva, Inter Petrila și CS2 Hunedoara Șoimul Băița, echipele vizitatoare sunt văzute ca favorite. De asemenea, continuă și Liga 5-a, unde în etapa a 3-a, cele două echipe neînvinse până atunci, Zarandul Crișcior și Ponorul Vața au remizat, scor 3-3 pe terenul primeia, aceasta fiind și ordinea în clasament dată de golaveraj. În celelalte meciuri ale rundei anterioare, Măgura Pui își păstrează locul de pe podium după victoria cu 3-1 din deplasarea de la Real Sant'Andrei, iar Unirea General Bertlo a trecut acasă cu 5-0 de Montana Țara Hațegului. A fost derbiul moților, să zic așa, terminat nedecis, scorul de 3-3. Un meci foarte interesant, cu multă pasiune, destul de mulți nervi, dar până la urmă a fost un meci foarte frumos. Meciul și la nivelul Ligii a 5-a sunt destul de strânse, jucătorii sunt comprimați la cele 6 echipe participante în competiție, așadar avem meciuri destul de echilibrate și frumoase și la nivelul Ligii a 5-a. Etapa a 4-a a Ligii a 5-a de fotbal Hunedoara se va disputa duminică, 10 octombrie, de la ora 13 și programează jocurile Montana Țara Hațegului Zarandul Crișcior, Ponorul Vața Măgura Pui și Unirea General Bertlo Real Sant'Andrei.